Bucureștiul este una dintre cele mai ieftine capitale europene. Cel puțin așa arată un studiu realizat de Poșta Britanică. Capitala țării noastre se află pe locul 5 în top, costurile estimate pentru două zile petrecute în București ridicându-se la 196 de euro. În această sumă sunt incluse cazarea, mâncarea, transportul, dar și diferite activități de divertisment. Astfel, capitala este în ochii turiștilor străini un oraș ieftin, care trebuie vizitat cel puțin pentru un weekend. Pentru localnici însă, lucrurile stau cu totul altfel. Foarte scump și totul de prostă calitate. București este scump. Îmi pare rău de voi, că noi când am terminat în 79, mi-a dat o casă, mi-a dat, voi puteți să munciți oricât, că nu vă dă nimeni, numai la suprapreț. Scump. Pentru oamenii care nu prea au bani. Este adevărat. Pentru domnii de sus, nu. Hai să o recunoaște. Și cel puțin jumătate din București sunt săraci. Chiriile mari, alimentele scumpe și impozitele pe care bucureștenii trebuie să le plătească lună de lună sunt doar câteva dintre aspectele care fac din capitala României un oraș costisitor. Turiștii care petrec doar câteva zile în București au parte totuși de o vacanță reușită. Cele mai ieftine patru orașe turistice de pe bătrânul continent sunt Vilnius, Belgrad, Varșovia și Istanbul. La polul opus se află capitala Islandei, Reykjavik, care este cel mai scump oraș turistic din Europa.